Cine a furat ouăle de Paște. Furzațul este simplu. Ce zi frumoasă de primăvară! Beverița Nico se leagă în vesele aturnată de o creangă. Este tare fericită! Razele călduțe ale soarelui mângâie blana, iar frunzele verzi și proaspete îi bucură inima. Deodată o vede pe bunicuța plimbându-se prin grădină ține în mână un coș cu ouă proaspăt vopsite. O, -o! exclamă Nico, erau că pe aici să uit, astăzi este Paștele. Zeverița știe că de Paște bunicuța ascunde o colorate prin grădină pentru nepoții ei, cărora le place tare mult să le caute și mai ales să le găsească. Într-unchiul mărului se află scorbură, cu multă grijă bunicuța așează un nou frumos colorat înăuntru ei. Pe următorul îl ascunde într-un ghiveci. Curioasă, Nico urmărește ca să vadă toate ascunzătorile. Nici n-a ascuns bunicuța bine ouăle, că Nico sare din creangă în creangă până ajunge la măr. Vrea să se uite mai de-aproape la minunatele ouă colorate. N-am mai văzut niciodată un ou atât de frumos, spune veselă când dă cu ochii de oul ascuns în scorbura de măr. Însă n-a băgat de seamă că în grădina se mai află cineva foarte interesat de ouăle colorate. Max, prietenul ei, cel poznaș. Cum sunt de altfel mai toate stâncuțele. După ce bunicuța ascunde toate ouăle de paște, se întoarce în casă. Nico spionează pe una dintre ferestre, fiindcă vrea să afle ce surprize mai pregătește acolo. Deodată aude un cra, cra, atât de puternic, încât se întoarce să vadă ce s-a întâmplat. E Max!" exclamă Nico și îl vede pe Max purând din grădină cu un ou. Vai de mine! Max fură ouăle de paște!" strigă ea îngrozită. Nico îl urmează pe Max până la cuibul lui care se află într-un pin uriaș. Și ce credeți că descoperă acolo? Max a furat toate ouăle frumoase de paște din grădina și le-a ascuns în cuib. Max, îmi pare rău, dar nu pot să păstrez ouăle. Sunt ale copiilor, îi spune Nico. Doar toate păsările au o primăvara, se plânge Max. Numai cuibul meu este atât de gol. Nu o să rămână așa," îl liniștește Nico. Sunt sigură că în curând vei avea propriile tale ouă." Nico îl convinge pe Max să ducă ouăle de Paște înapoi în grădina și cu multă grijă le iau din cuib unul câte unul și le rostogolesc prin iarba verde. Deodată pe Max îl cuprinde îngrijorarea. Nu-mi amintesc de unde am luat ouăle," se văicărește el. Ce încurcătură ai făcut, îl dojenește Nico, bombănind în gând. Exact asta ne mai lipsea. Am văzut un nou în scorbura mărului, sunt sigură de asta, își amintește ea. Chiar atunci se au niște glasuri vesele dinspre casa bunicii. Au venit copiii, repede să ne grăbim, strică Nico. Fără să mai stea pe gânduri, Nico și Max ascund ouăle de paște, fiecare pe unde apucă. Copiii ies alergând în grădină în căutarea ouălor de paște, dar nu reușesc să găsească nici măcar unul. Dezamăgiți, mai zăbovesc un pic, neștiind ce să facă. Trebuie să-i ajutăm, spune pe un ton hotărânico. Max strigă, cra, cra și zboară până la măr. Ia, priviți o pasăre, exclamă unul dintre copii, iar acolo în măr este un nou de paște. Nico sare pe un ceainic vechi și încearcă să le atragă atenția. O veveriță strică bucuros un alt copilaș. Și un nou. Nico și Max sopăie și zboară prin grădină, ajutându-i pe copii să descopere toate ascunzătorile. După atâtea căutări, aceștia se așează fericiți pe iarbă, minunându-se de ouăle de paște, foarte, de frumoasele ouă de paște. Nu e grozav să-i vezi atât de fericiți?" întreabă Nico. Ba da," oftează Max, și eu aș fi fost fericit dacă aveam niște o în cuib." Cred că pot să te ajut," îl liniștește Nico. Nico și Max se întorc la pinul uriaș. Pe o creangă stă o altă stâncuță care ține în joc câteva rămurele. Aș vrea să-ți fac cunoștință cu Mia," îi propune Nico. Dacă nu ai încă un cuib al tău, ești binevenită să locuiești în al meu, îi spune Max, puțin stânjenit. El speră din toată inima că în felul acesta cuibul lui nu va mai fi atât de gol. Zilele de primăvară au devenit tot mai lungi și mai calde. Într-o după-amiază târzie, Nico Seco coață în vârful pinului ca să se bucure de razele aurii ale soarelui ce se pregătește să apună. O ocazie perfectă să treacă pe la Max și Mia. Nico, vino să vezi ce avem în cuib! îi strigă Max, arătându-i mândru niște o lucitoare. Ce surpriză minunată! exclamă Nico. Știam că nu va trece mult și vei avea propriile tale ouă! mai spune ea zâmbind. Apoi se strecoară fericită până la vârful copacului. Sfârșit!